Dacă ar fi să mă gândesc la cel mai important moment al acestui an, acesta ar fi când am serializat primul client. Era medicamentul cefalexină de 500 mg. Cred că cel mai important moment a fost configurarea serverelor în cadrul proiectului de serializare. Când am finalizat prima serie de supozitoare serializate, am simțit un sentiment de satisfacție, de mulțumire. Instalarea unui echipament nou de filmare, cu o tehnologie nouă, mai sofisticată. Pe celelalte echipamente am făcut mii de filmări, pe acesta sunt abia la început. Schimbarea ventilației în secția comprimate, pentru că a schimbat în bine condițiile de lucru. Primirea APP-ului, fără observații, pentru prima reautorizare gestionată de mine. Momentul în care am realizat că 70-80% din proiectul noii secții de unguente va fi gata anul acesta. Am reușit să duc la bun sfârșit un studiu de prefezabilitate pentru un proiect de modernizare al secției care va influența drumul viitor al Nistatinei. Anul acesta a fost greu, zbuciumat. Acum așteptăm să fie terminată o lucrare la Nistatine, care ar putea fi cel mai important moment al anului. Oamenii pe care i-am format, 9 la număr, încep să își spună și să își folosească ideile pe care le au. Momentul când am fost anunțată că sunt definitivată pe post, aici în antibiotice, pe 18 octombrie, și totodată momentul când am aflat că am intrat la doctorat la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului. După aproximativ 9 ani de lucru în zona de marketing și vânzări, am acceptat provocarea de a coordona activitatea de training din cadrul companiei. Schimbarea organigramei, pentru că este un nou început, iar în spatele ei sunt multe ore de muncă, analize și discuții pentru a găsi varianta cea mai potrivită planurilor noastre de dezvoltare. Pentru mine importante sunt întotdeauna câteva aspecte când discut despre compania antibiotice. Faptul că am reușit să vindem în piață, că suntem încă performanți, faptul că am reușit să externalizăm o bună parte din afacerea noastră și faptul că avem printre noi colegi noi care au venit câteva sute în ultimii ani și anul acesta câțiva în managementul executiv. Îmi place echipa în care lucrez atunci când funcționăm ca un monolit, când avem același ritm, ne înțelegem aproape fără cuvinte și privim cu toții în aceeași direcție. Îmi place echipa în care lucrez atunci când reușim să comunicăm, în ciuda faptului că suntem oameni cu vârste diferite, pe poziții ierarhice și cu experiențe diferite. În laboratorul nostru au venit mulți tineri. S-au schimbat multe în decursul timpului, dar am reușit să păstrăm spiritul de echipă. Îmi place când suntem pe aceeași lungime de undă toți. Simt că pot să-i ofer sprijinul de care are nevoie, când văd că soluțiile găsite de mine ușurează munca oamenilor. Îmi place echipa în care lucrez atunci când, în ciuda perspectivelor diferite, găsim o viziune de lucru comună. Îmi place echipa în care lucrez atunci când vedem cu toții un produs nou, o serie dusă la bun sfârșit, în etapa de fabricație. Îmi place echipa în care lucrez, atunci când ne consultăm pentru a găsi cea mai bună soluție. Toți ne dorim să rezolvăm provocările pe care le aduce fiecare zi. Îmi place echipa când nimeni nu stă după mine să mă aștepte să-mi fac treaba, înseamnă că totul funcționează cum trebuie. Ne completăm reciproc, suntem o echipă închegată, ceea ce îmi permite să pot anticipa de acum ce trebuie să facă fiecare dintre noi. Îmi place echipa în care lucrez tot timpul. Sunt mândru pentru faptul că de 21 de ani sunt directorul acestei companii și că am reușit împreună cu colegii mei să-i creăm un destin. În același timp, sunt mândru pentru că în ultimii ani am adus peste 600 de tineri în companie. Ei au rămas aici, își fac un destin din această activitate, pe platforma noastră. De asta sunt într-adevăr mândru, să știți. Dacă aș alege un lucru de care eu sunt mândru de mine, ar fi că de aproape 9 ani lucrez în această companie și în pofida multor greutăți prin care am trecut, am rămas constant și fidel acestei organizații. Dacă ar fi să aleg un lucru de care sunt mândră de mine, acesta ar fi faptul că nu am avut neconformități critice la nicio inspecție și faptul că am evoluat profesional. M-am angajat aici ca student în anul întâi, ca operator la oficiul de calcul, iar acum coordonez activitatea 12 laboranți și biologi. Dacă ar fi să amintesc un jalon profesional recent,
m-aș opri la deschiderea reprezentanților noastre din Vietnam, Republica Moldova și Ucraina. Dacă ar fi să aleg un lucru de care sunt mândră de mine, acesta ar fi că am reușit să descifrez toate secretele HPLC-ului după 4 luni de lucru aici în laborator. Sunt foarte ambițios și ceea ce îmi propun, realizez. Capacitatea de a mă adapta. Am prins 3 etape de modernizare tehnologică a secției și de fiecare dată a trebuit să învăț lucruri noi. Sunt mândră că sunt o persoană perseverentă care nu s-a lăsat bătută niciodată. Dacă azi nu mi-a ieșit, am tras aer în piept și a doua zi am luat-o de la capăt. Echipa pe care am reușit să o avem la cercetare. Sunt colegi cu experiență și colegi noi care colaborează frumos împreună și se sprijină atunci când este nevoie. Am evoluat foarte mult în cei 13 ani de când lucrez în această organizație. Unul din lucrurile de care sunt mândru de mine ar fi perseverența. Ar fi copilul meu care urmează acum o facultate și mă va depăși profesional pe mine. Dacă ar fi să aleg un lucru de care sunt mândră de mine, acesta ar fi băiețelul meu de 7 anișori. Nu am reușit până acum să-i mulțumesc doamnei Alexandrescu Daniela, fosta șefa secției Capsule, pentru grija și răbdarea pe care a avut-o cu mine la venirea mea aici și mai ales pentru potențialul pe care l-a întrezărit în mine. Doamnei profesoare de biologie, care mi-a recomandat să depun CV acum 8 ani la fabrică. Celor două Mihaele, noile mele colege, pentru că m-au investit cu încredere în activitatea pe care o desfășor. Sunt genul de om care mulțumește oricând. Colegilor dinaintea mea, de la care am învățat meserie. De cele mai multe ori eu spun mulțumesc. Sunt un tip corect. De obicei mulțumesc. Dar totuși aș mulțumi echipei, pentru că atunci când e cazul, ne ridicăm unul altuia moralul și mergem mai departe. Nu am reușit încă să mulțumesc oamenilor care au contribuit la formarea mea profesională, care au fost modele pentru mine, uneori fără să știe. Cred că în primul rând i-aș spune soției mele, pentru că a răbdat mult în ultimii 20 de ani, m-am dedicat de multe ori în totalitate acestei companii. Aș mulțumi copiilor mei că au răbdat și ei în același timp. Aș mulțumi mai puțin celor din jurul meu, pentru că eu mă confund cu ei. Este complicat să mulțumesc mie însă. Cel mai important lucru pe care această organizație îl are este faptul că producem medicamente și alinăm suferința a milioane de oameni. Energia și vibrația care se simt în fiecare zi, dar mai ales în zilele mai grele, zilele dificile, este forța care ne duce mai departe. Antibiotice e ca un fractal viu pe care oricât de mult l-ai deforma sau l-ai fragmenta, rămâne același, păstrează aceeași esență care îl face unic. Cel mai valoros lucru este că ne regăsim ca într-o mare familie în care ne știm fiecare cu bucurile și necazurile noastre, cu succesele și insuccesele care ne ajută să privim cu încredere spre viitor. Cel mai valoros lucru pe care îl are această companie este tradiția. Sunt produse pe care mi le amintesc din copilărie și sunt mândră că fac parte din echipa care le produce. Zestrea pe care am moștenit-o de la cei care au construit fabrica, iar cel de-al doilea este echipa de management care după 1989 a reușit să facă din antibiotice un nume respectat și un loc în care peste 1400 de oameni vin în fiecare zi să muncească în siguranță. Tradiția și experiența în fabricarea nistatinei și medicamentelor generice. Consider că cel mai valoros lucru pe care îl are această organizație este atmosfera de familie. Cel mai valoros este afecțiunea pe care o simți atunci când străbați aleile acestei companii. Compania a pus întotdeauna accent pe oameni și pe latura sufletească a acestora. Pentru mine, cei mai valoroși sunt oamenii. Este resursa umană. Cei mai importanți pentru mine sunt oamenii. Echipa întinerită. Coeziunea, unitatea oamenilor. Resursa umană. Sunt oamenii. 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 Oamenii și echipa pe care o formează împreună. Cel mai important sunt oamenii. Cei mai valoroși într-o organizație sunt oamenii. Sunt oamenii.